Bună, dragii mei urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să distribuiți videoclipul nostru și să activați notificările pentru a fi primii care află despre videoclipuri noi. A fugit în Horihia înainte de a termina ultimul episod din Nanuka. În aceste zile, anul trecut, a mai rămas foarte puțin timp pentru finalul de sezon al seriei Emanet. Slater Colu a părăsit seria în lacrimi înainte de a termina cel de-al doilea sezon. Karma și-a luat cea mai mare răzbunare. Un an mai târziu, cei care l-au dat afară pe Slater Colu au plecat plângând după Horihia, de altfel, fără a finaliza episodul final. Noul actor Adnan Coc a dezvăluit un secret ascuns printr-o postare pe care a distribuit-o pe contul său de Instagram. Toată lumea a fost derutată după această fotografie care arăta că munca pe platourile de filmare a seriei Emanet continuă. După cum am aflat, Nanuka Stambolishvili, care l-a presat pe Halil Brahim Ceyhan să nu părăsească serialul Emanet până în ultimul moment, pleacă în Horihia fără a termina ultimele scene. Aceasta explică de ce Nanuka Stambolishvili este atât de nefericită în Horihia. Ceea ce faci se întoarce mereu la tine. Nanuka nu a reușit să găsească fericirea în seria Emanet pe care și-a dorit atât de mult și în cele din urmă a lăsat-o în lacrimi. Continuăm să investigăm dacă vestea este adevărată sau falsă. În câteva zile vor începe să apară detalii. Ne poți împărtăși opiniile tale valoroase în secțiunea de comentarii. Nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a vedea mai multe videoclipuri. Ne vedem în alte videoclipuri. Aveți grijă de voi. La revedere!